Bună dimineața, bine v-am regăsit, începe Doctor de Bine. Eu sunt Liliana Curea și astăzi alături de mine este domnul doctor Dorin Bică, neurochirurg. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vorbim despre tumorile cerebrale și de obicei oamenii când aud că au o problemă a creierului se panichează. Suntem îndreptățiți să ne panicăm? Păi da, pe bună dreptate. Într-adevăr, când avem o problemă cerebrală, pare așa pentru populație în general, pare un organ sensibil, cumva creierul, la care ai prefera să nu ai o problemă. Și atunci, pe bună dreptate, trebuie să fim îngrijorați, nu foarte îngrijorați, dar nici să ignorăm problema, cum de altfel întâlnim de multe ori. În cazul tumorilor cerebrale, problema este, bineînțeles, serioasă, nu poate fi tratată cu indiferență și în momentul în care suntem diagnosticați cu o tumoră cerebrală, e obligatoriu să mergem la un neurochirurg. Care sunt semnele care ne pot duce cu gândul că am putea avea o astfel de problemă? Sau, nu știu, înainte, poate oamenii merg la un neurolog, de exemplu. Da. În general, nu neurochirurgii diagnostichează aceste tumori. În general, pacienții vin deja diagnosticați. Foarte rar îmi vine mie cineva în consultație care să-mi spună că are dureri de cap și nu mai vede bine și cer eu imagistică cerebrală și descoper o problemă. În general, traseul este medic de familie, neurolog sau medicul de familie care cere investigația cerebrală, oftalmologi, sunt mulți pentru că sunt probleme de vedere și endocrinologi care descoperă tumori cerebrale gen adenoamele hipofizare. Se face o imagistică cerebrală. În general, noi acum avem nevoie numai de RMN. Deci dacă pacientul vine cu un tomograf, vom cere mai departe un RMN. Și în ultimul an, de exemplu, cerem niște secvențe suplimentare pe RMN care ne ajută și mai mult să aflăm, să știm despre ce fel de tumoră este vorba, fără să facem neapărat o biopsie pentru asta. Sigur, biopsia urmează, dar e o informație în plus care ne ajută în decizii. Dar, practic, ce este această tumoră? Este un țesut care nu ar trebui să fie acolo? N-ar trebui să fie. Este, practic, o diviziune celulară, niște celule anormale, benigne sau maligne, deci unele sunt cancere, care se divid fără să mai fie controlul organismului asupra acestor diviziuni. Sunt niște bucății de țesut care cresc. Și care ne pot afecta grav activitatea. Da, foarte grav chiar. Depinde ce fel de tumoră este. Dacă este malignă, ne afectează foarte, foarte mult viața. Dacă este benignă, monitorizăm în funcție de dimensiuni, vedem practic. Pentru fiecare pacient este nevoie de o consultație neurochirurgicală, pentru că diagnosticul și tratamentul este personalizat. Nu putem să punem unii pacienți sunt în categoria aceasta, unii sunt așa și dacă ai meningiom, te uiți la el. Nu. Poți să operezi, poți să monitorizezi, poți să nu faci nimic. Dar care este diferența dintre o tumoră malignă și una benignă? Tumora malignă e un cancer. Tumora benignă nu e un cancer. Dar amândouă se pot dezvolta, pot crește în dimensiune? Amândouă cresc, doar că unele cresc cu o viteză mică, tumorile benigne. Tumorile maligne cresc cu o viteză foarte mare. Adică ce înseamnă asta? Își dublează volumul, o tumoră malignă, la 3-4 săptămâni. Deci, practic, viteza de creștere este atât de mare încât tu trebuie să acționezi repede. Altfel, de la o nucă ajungem la două nuci și apoi la alte 3 săptămâni avem un volum enorm, adică creșterea este cumva exponențială.
Se știe ce duce la apariția acestor tumori? Ok, în cazul celor maligne, înțeleg, pot fi și metastaze la distanță, da. Dar atunci când apare o tumoră benignă, știm ce poate duce la formarea ei? Nu știm, din păcate. Pare a fi un hazard, cel puțin pe statisticile actuale. Foarte puțini factori de risc care se ducă la tumori cerebrale maligne, de exemplu radiațiile, dar radiațiile reprezintă 0,1% sau ceva din pacienții diagnosticați cu o problemă cu tumoră cerebrală. Deci, în principiu, pacienții întreabă frecvent acest lucru. Am făcut eu ceva? Am dat cu capul când eram mic? Are asta vreo importanță? În principiu, nu știm să aibă o importanță. Deci n-am ști să le spunem pacienților ce au făcut greșit. N-au făcut nimic greșit, pur și simplu e un hazard până la urmă. Și pot apărea la orice vârstă? Da, pot apărea la orice vârstă. Sunt niște picuri de vârstă, cum niște vârfuri în care e mai frecvent, sunt mai frecvente cele maligne, de exemplu, între 20 și 40 de ani și apoi după 55 de ani sunt niște vârfuri, dar absolut orice vârstă poate să aibă o tumoră benignă sau malignă. Ce anume poate pune indicația de intervenție chirurgicală și nu de altă variantă de tratament? Pentru fiecare pacient este individualizat cumva. În primul rând îl evaluezi clinic și vezi simptomatologia și semnele clinice ce-l supără practic pe pacient. Apoi, la examenul imagistic, deci la RMN, vezi structura tumorii, unde este, în creier, e în afara lui și îl comprimă, pare a fi benignă, pare a fi malignă și în funcție de toate datele acestea, decizi că îl monitorizezi, de exemplu, un meningiom care are un centimetru și care este o descoperire fortuită, de fapt, pentru altceva, îl monitorizezi la un pacient de orice vârstă. Pe când un meningiom care are 5 centimetri, pacientul tocmai a făcut o criză de epilepsie, se operează indiferent de vârstă. Sigur, dacă pacientul are 90 de ani și este tarat, are alte boli, te mai gândești cu intervenția chirurgicală. Un lucru important aici, că am zis 90 de ani, vârsta nu este contraindicație pentru o intervenție chirurgicală. Sunt mulți pacienți, de exemplu, care vin, domne, mama mea are 71 de ani, nu mai operăm. Greșit. În realitate, contraindicația de intervenție chirurgicală este pusă de comorbidități. Adică putem să avem un pacient la 60 de ani cu multiple comorbidități la care să zicem, băi, nu cred că e o idee bună să îl operăm pentru că îl pierdem din alte motive, față de o pacientă de 85 de ani care toată viața a trăit la Paris și care se simte bine și pentru care trebuie să faci o intervenție chirurgicală că nu are comorbidități. Adică nu trebuie să contraindicăm un pacient pentru chirurgie doar pentru că are nu știu ce vârstă. Asta este un mit care trebuie cumva anulat. Glioblastomul, ce reprezintă? Am tot auzit. Glioblastomul este o tumoră cerebrală malignă, este o neoplazie cerebrală, un cancer cerebral. Deci, practic, originea este în celulele suport ale neuronilor, deci nu ale neuronilor, ci ale structura care ține neuronii cumva în loc, care are o viteză foarte mare de creștere și care este una dintre tumorile cele mai grave pe care le cunoaștem. Cum se manifestă? Care sunt simptomele? În afară de dureri de cap? Da, cele mai frecvente ca și simptomatologie sunt durerile de cap și crizele de epilepsie. Cam așa debutează. Deci pacienții își aduc aminte. Acum o lună de zile mi-au început niște dureri de cap, poate 2 luni sau maxim 3 luni de zile. Sunt dureri de cap puternice? La început nu.
La început sunt doar ca o jenă, după care ele nu trec și de fapt încep să fie și mai puternice și pacientul începe să vomite, de exemplu, asta din cauza hipertensiunii intracraniene. Practic crește presiunea în cap și vomiți, apoi somnolență, de exemplu, pierderea stării de conștiență și deces, dacă nu faci nimic. Adică... Și simptomatologia aceasta se manifestă într-un timp relativ scurt, nu? De 2-3 luni. Exact. Adică avem niște... Pacienții diagnosticați deja cu glioblastom. Știți, acum 5 ani am avut nu știu ce. În realitate, nicio legătură cu simptomatologia. Atunci nu era o problemă. Tumora pentru un glioblastom primar, probabil că evoluția este în ultimele câteva luni de zile. Ce înseamnă glioblastom primar și mai există și alte tipuri? Da, există un tip de glioblastom care vine dintr-o tumoră care nu este neapărat atât de agresivă la început. Sunt așa numitele glioame. Glioamele, un grad 2, 3 și 4, să le caracterizăm, 1, 2, 3 și 4, nu e perfect, benign. Dacă reușești exereză completă, atunci pacientul este vindecat. Gradul 2 este un grad foarte scăzut de malignitate. Evoluția pacientului este pe ani de zile, 7 ani, 8, 10 ani. Și după 10 ani își schimbă agresivitatea această tumoră și devine glioblastom. La acești pacienți, sigur, avem 10 ani de evoluție. Dar pentru cei mai mulți, cam 90% din pacienții cu glioblastoame sunt din aceștia care au evoluție de 2-3 luni de zile. Care sunt șansele unui pacient cu glioblastom? Șansele de supraviețuire, da. Nu știu dacă e neapărat o idee bună să discutăm despre asta. Glumesc, e o idee excelentă să discutăm despre asta. Long-term survivors sunt acei pacienți care supraviețuiesc peste 3 ani de zile acestei patologii. Între 3 și 5% din pacienții diagnosticați cu glioblastom supraviețuiesc peste 3 ani. Unii 4 ani, unii 5 ani, unii mai mult. Pentru acești, nu știi care sunt pacienții care o să supraviețuiască atât. Deci, din punctul meu de vedere și al comunității medicale în general, este extrem de important să faci totul pentru absolut toată lumea. Pentru că nu știi care este cel care va supraviețui atât de mult. Acum, statisticile spun că pentru pacienții care se tratează, o să discutăm un pic și despre asta, supraviețuirea medie pentru pacienții care au făcut o intervenție chirurgicală este de 14 luni cu chirurgie, radioterapie, chimioterapie. Pentru pacienții care fac o biopsie doar, este undeva la 6 luni. Și atenție, pentru cei care fac biopsie, e media 6 luni. Da? Adică este posibil să fie și mai puțin dacă tumora este pusă într-un loc în care îi comprimă structuri vitale rapid și deteriorează pacientul rapid. Dar care sunt pașii? Se face biopsia înainte și apoi intervenția chirurgicală? Nu. Sau? Pacientul fie se face biopsie, fie se face chirurgie. Nu faci biopsie și apoi chirurgie, pentru că, în general, în peste 90% din cazuri, tu știi despre ce este vorba. Și vă spuneam de aceste RMN-uri ultraperformante, secvențele în care și mai mult te orientează să știi, faci biopsie sau poți să discuți și o intervenție chirurgicală. Sunt alte tumori, de exemplu limfoamele, în care nu trebuie să faci niciun fel de chirurgie, trebuie să faci biopsie de la început, pentru că tratamentul este de fapt chimioterapie și n-are rost să-i scoți, să-i faci o exereză de tumoră, pentru că e inutil, că o să dispară acea tumoră la chimioterapie și atunci faci doar o biopsie. Riscurile biopsiei sunt mai mici decât riscurile chirurgicale și atunci nu faci o intervenție decât dacă crezi că poți să... În primul rând trebuie să crezi că poți să faci. Adică, înainte de intervenția chirurgicală, tu ai acest remene cu
anatomia tumorii. Și evaluând RMN-ul, vrei să vezi care sunt care e capacitatea ta de a face o intervenție chirurgicală, bineînțeles, în primul rând, și apoi cum poți să ajungi pacientul, dacă poți să scoți tumora respectivă sau nu. Dacă poți și din punct de vedere anatomic, chirurgical, este fezabilă intervenția chirurgicală, spui, este fezabilă intervenția chirurgicală, sigur, cu riscurile astea. Da? Biopsia are riscuri mai mici, cu siguranță. Dar nici nu a ajutat atât de mult, nu? Deloc. Adică doar fac biopsie, iar în cazul unor tumori care sunt foarte mari, biopsia o faci doar ca să diagnostichezi pacientul, pentru că chimioterapia și radioterapia ulterioare nu vor reuși să facă nimic pe o tumoră mare. Adică pacientul le face degeaba, că nu va funcționa. Se va degrada. Una este să faci radioterapie și chimioterapie pe niște celule rămase în pereții funcționali cerebrali, unde cantitatea de țesut rămasă este mai mică față de tumora inițială, și alta este să faci pe o dita mai tumora care este cât o portocală, nu o să supraviețuiască pacientul. Și atunci e foarte, trebuie să îi spui cumva asta pacientului, adică își asumă cumva niște riscuri mai mari, dar beneficiul potențial din punct de vedere statistic este mult mai mare, mai ales că poate fi în acei pacienți 3-5% long-term survivors, adică să gândiți-vă un pacient de 70 de ani căruia tu poți să-i dai o speranță de viață de 2-3 ani, poate chiar mai mult. Sigur, nu sună bine așa pentru dumneavoastră, dar pacientul are timp să-și ia la revedere de la familie, are timp să-și pună ordine în viață. Lucruri dar, care sunt importante. Va avea o viață aproape de normal sau vor fi? E excelentă întrebarea asta. Medicina discută acum foarte mult despre calitatea vieții, quality of life. Și în general, în afară de perioada imediat postoperatorie în care umblă pe la chimioterapie, radioterapie, nu știu ce, calitatea vieții pacientului este relativ bună. Nu e perfect. Sunt niște clasificări, dar e relativ bună. Și foarte important, sunt niște studii făcute. Întrebați pacienții cum se simt faptul că au ales chirurgie, că așa, și absolut toți sunt mulțumiți. Adică sunt mulțumiți de viața pe care o au. Nu vor fi perfect funcționali. Toți. Pentru că am pacienți operați de această tumoră care merg la serviciu. Atenție! Adică sunt perfect funcționali, sunt... Nu toți, dar este ceva. Există un registru al pacienților? Altă întrebare bună, v-ați făcut temele. Deci, nu există un registru al pacienților, din păcate, în România. Ar fi excelent un registru național de pacienți cu cancer și implicit un registru național pentru pacienții cu tumori cerebrale și glioblastoame și nu știu ce. Dar, apropo de asta, aș vrea să discutăm un pic de un studiu. Presupun că e vorba de un studiu făcut în afară, că noi în România nu prea facem. Facem, să nu discredităm prea tare. Așa facem și noi cât putem. Deci în state, în 2014, în statul California, dar pentru toate Statele Unite, s-a făcut un studiu peste 20.000 de pacienți, un studiu statistic care a evaluat ce se întâmplă cu pacienții cu glioblastom. Rezultatul studiului a fost absolut șocant, inclusiv pentru autori, pentru că aproape o treime din cei 20.000 de pacienți diagnosticați într-o anumită perioadă în state nu au beneficiat nici măcar de o biopsie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aproximativ 6.000 de pacienți au fost trimiși acasă sau în zone de paliație, în spitale de paliație, fără a pune problema unui tratament activ, chirurgie, chimioterapie, radioterapie. I-a șocat pe autori și pe mine m-a șocat când am citit acest studiu, mai ales că este vorba de Statele Unite, care este un sistem medical performant. Sigur, sunt niște probleme acolo cu asigurările, dar o treime este enorm.
În plus, când trimiți un pacient acasă crezând că are glioblastom, tu nu știi perfect pe remeneu realizat că ăla e un glioblastom. Adică ai 95% probabilitate să ai, să știi ce este, dar 5% s-ar putea să fie limfom sau altceva. Drept urmare, 6.000 de pacienți au fost trimiși acasă fără biopsie. Șoc! Întrebarea acum, ce se întâmplă la noi în țară? Și nu știm ce se întâmplă la noi în țară, n-am nici cea mai vagă idee, nici dacă e mai rău, nici dacă e mai bine. Tot ce pot să vă spun, și aici e un bias statistic, adică e o eroare statistică din partea mea, pentru că la mine vin doar pacienți care vor să se opereze, un singur pacient până acum a ales să nu facă nimic. A zis, domne, eu sunt mulțumit cu viața mea, nu mai vreau să fac nimic de acum încolo. Dar în cazul în care nu vor să mai facă nimic, șansele... Nu, decedează rapid, e vorba de câteva săptămâni. De-aia trebuie să faci ceva. Adică, da, îi explici asta. Unii pacienți, v-am spus, unul singur. Iar studiul ăsta spune că o treime n-ajung la neurochirurg, ceea ce... Dar de ce s-ar întâmpla? Pentru că se consideră că nu se poate face nimic pentru acești pacienți și că oricum boala e gravă și că să meargă acasă, mai pe românește. Dar, încă o dată, există pacienți care supraviețuiesc perioade îndelungate. Există pacienți care sunt tratați și care au o calitate a vieții bună. Nu știu care este cel care va ajunge acolo, dar din punctul meu de vedere, merită să încerci pentru fiecare pacient. Este un șoc, un astfel de diagnostic. Poate omul nu are încredere. Recomandați second opinion? Cu siguranță. Întotdeauna. Sunt pacienți, știți, în România, pacienții cred că dacă ceri second opinion, se supără doctorul. Pe mine nu mă deranjează deloc. Uneori se întâmplă lucrul ăsta. Ok. Două lucruri am învățat cu second opinion. Unu, dacă pacientul merge la second opinion și doctorul celălalt, doctor altul, al treilea, al patrulea, cât o fi, are o părere diferită de a mea sau pune alt diagnostic, fie, asta înseamnă că poate eu m-am înșelat asupra diagnosticului, deci mă scapă pe mine și mai ales pe pacient de o eroare medicală. Excelent, deci primul lucru. Al doilea, e posibil ca la second opinion alt doctor să spună da, ăsta ți-a zis, bică, ți-a zis bine. Și atunci pacientul se întoarce la tine și cumva ți s-a confirmat diagnosticul. Un lucru interesant, în state există spitale care nu operează niciun pacient fără second opinion, unde vrea pacientul în altă parte. Interesant, nu? Foarte bun lucru ăsta. Deci nici la noi n-ar trebui să ne deranjeze. Și ce dacă cere second opinion? E un drept second opinion. Și atunci, foarte bine, mergeți la oricine. Pentru că, încă o dată, erori pot să apară. Și atunci, de ce nu? Sau, dimpotrivă, îi se explică din nou, înțelege, își face pacientul o părere despre ce se poate face, care sunt limitele tratamentului, care sunt beneficiile tratamentului. Adică, domnule, m-am operat, dar... Eu m-am operat așa și mai trăiesc nu știu cât? Păi da, dar nu eu evaluez asta. Expun problema și pacientul alege ce vrea. Dar dacă nu te operezi, șansele să nu mai ai câțiva ani sunt foarte mari. Da, adică nu. Adică, eu, încă o dată, istoricul natural al bolii de la diagnostic este 2 luni de viață. Și nici alea nu sunt perfecte, te degradezi ușor. Adică... Este o operație complicată? Depinde unde e poziționat. Dacă este aici în frunte așa, pare destul de simplă pentru mine. Acum, ca și... Nu e apendicită, să ne înțelegem. Da? E o intervenție cerebrală care, oricât de simplă ar fi, are niște riscuri. Simplu tehnic mă refer, pentru că cu pacienții se poate întâmpla absolut orice. Sunt vii, e biologic, e un țesut biologic acolo. Dar se poate ca poziționarea tumorii să nu poată fi, din cauza poziționării să nu poată fi operată? Da,
pot fi poziționate practic în creier aproape oriunde. Și atunci, pentru cele care pot să faci exereză, dacă la planning-ul operator te gândești și eu pot să fac exereză, faci exereză, dacă zici, domne, nu pot să scot tumora asta, doar biopsie. Alți pacienți zic, domne, eu vreau doar biopsie pentru că riscurile chirurgicale pe care mi le-ai expus sunt prea mari. Ok, doar că trebuie să-i spui, dacă tumora este foarte mare și alege biopsie, alege degeaba, pentru că îl pierzi, efectiv. Și sigur, discuția statistică cu pacientul este destul de anostă, așa, cumva trebuie să simtă că ești alături și că faci tot ce este posibil. Nu întotdeauna ți iese, din păcate. N-ai cum să faci să-ți iasă întotdeauna, dar tu știi statistic cum stau lucrurile, ce tumori ai operat, cum ai operat. Pe cei mai mulți reușești să-i salvezi, efectiv. Adică am reușit să-i întorc din comă, cumva, pe unii care au zis, nu mă, eu vreau biopsie. Ok. Nicio problemă, biopsie. S-au dus acasă, miercuri, și vineri seara vor internare în urgență, nu mai vrea pacientul, vrea familia, că nu mai e responsiv. Deci se întâmplă asta, vedem asta, dar... Dar indiferent de riscuri, întotdeauna pacientului trebuie să-i se spună care este situația, nu? Asta este o situație foarte delicată în România. De ce? Pentru că, în general, nu vrei să-l înfricoșezi. Nu îi spui unui pacient, domne, ai un cancer cerebral, mai ai 3 luni de trăit, nu știu ce. Nu îi spui așa. Trebuie să faci cu un oarecare tact. Trebuie să-i expui niște variante și dacă te întreabă și este cu date statistice tot, sigur poți să îi spui. Îi spui așa, avem următorul caz, această tumoră trebuie să-i spui că este cumva o tumoră, că îți dă un consimțământ informat, trebuie să știe ce semnează acolo, și atunci nu poți să nu-i spui, cum foarte, foarte, foarte multe familii îmi cer, domne, să nu-i spuneți. Domne, eu nu-i spun, dar cum facem, să trezește pe secție operat sau la dormim la internare sau cum facem? Se va trezi o terapie intensivă cu o incizie prin păr, să scarpină la ea, deci nu merge să nu-i spui, trebuie să-i spui. Poate că nu e neapărat o idee bună să-i dai toate aceste date statistice, pentru că tu nu vrei să-l faci să nu se mai opereze de frică. Trebuie să ia o decizie cu mintea limpede, să înțeleagă că riscurile există. Și la biopsie și la chirurgie există risc de afectare neurologică gravă, de deces, dar e mic riscul ăsta, dar nu e zero, nu-l poți îndepărta. Și explicațiile, până unde poți să mergi cu aceste explicații? Gândiți-vă că avem, putem să facem o analogie, există oameni care nu s-au vaccinat pentru că vaccinul are efecte adverse, dar comparat cu impactul pe care îl are COVID-ul pe populație la statistic este infinit mai mic sau mult mai mic. Deci eu am ales să mă vaccinez, dar sunt pacienți care zic, nu știu, eu nu pățesc nimic de la virusul ăsta, că vaccinul mă omoară. Așa e și aici. Chirurgia, sigur, e chirurgie. Are niște riscuri, dar per general riscuri care, atenție, atunci când se întâmplă pe pacient, sunt totale. Adică un risc de 1% deces, 1% înseamnă că un pacient a decedat, nu că e un pic... Și astea sunt niște lucruri foarte, foarte serioase, încă nu foarte clar reglementate la noi, și încerci să fii cât mai uman cu pacientul și să înțeleagă că ești de partea lui, că există niște riscuri și că tu poți să-l ajuți. Nu tot timp. Măcar încerci. Da, exact. Vă mulțumesc foarte mult, domnul doctor, pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Pe curând!